Consilierii locali din Deva au votat în recenta lor ședință ordinară proiectul și cheltuielile aferente investiției, achiziționarea de vehicule nepoluante, microbuze electrice, pentru obținerea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Astfel, municipiul Deva s-a asociat cu 8 localități apropiate, respectiv orașul Simeria și comunele Băcia, Hărău, Certejul de Sus, Șoimuș, Peștișul Mic, Cârjit și Cerbăl, pentru înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția de microbuze electrice. Asocierea în acest proiect are ca scop creșterea calității vieții locuitorilor municipiului Deva și a celor din zonele aferente orașelor și comunelor care fac parte din acest parteneriat prin asigurarea unui sistem de transport eficient și durabil. Transportul urban, am fost în reorganizare, totul pare ok și am avut o hotărâre de Consiliu, eu zic foarte importantă, sau urmează să accesăm bani europeni pe programul mobilitate urbană. Ne-am asociat cu câteva orașe comune limitrofe Devei pentru a rezolva problema transportului înspre și dinspre Deva. Știm că sunt foarte mulți navetiști și ne-a fost dată ocazia să accesăm bani europeni pentru tot ce înseamnă mijloc de transport în comun, electrice, deci nepoluante. Este o treabă foarte bună și să sperăm că vom atrage acești bani la Deva și nu numai la Deva, să beneficieze, deci asta înseamnă ceva mult mai bun pentru calitatea vieții în Deva și în jurul Devei. Valoarea maximă eligibilă a proiectului este de 3.575.000 de euro și prin acesta se dorește achiziționarea 14 microbuze electrice, fiecare cu stația de reîncărcare aferentă și încă 3 stații de reîncărcare suplimentare. Mai multe pe această temă, dar și alte subiecte interesante puteți afla urmărind după jurnalul de știri emisiunea La Subiect, în care este invitat Ferdinand Pogăcean, viceprimar al municipiului Deva. Da, ieșim în...